În județul Hunedoara, ca de altfel în întreaga țară, incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 este una scăzută. Puține localități având o rată de infectare de peste 3 la 1000 de locuitori, una care să le încadreze în așa numita zonă roșie. În condițiile în care se preconizează organizarea unor manifestări în aer liber cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la care se va adăuga și aglomerația din centrele comerciale și din mijloacele de transport în comun, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara reamintesc că, deși nu doresc aplicarea de sancțiuni, prevederile legii 55 din 2020 cu privire la limitarea efectelor pandemiei de COVID-19 rămân în vigoare. Poliția împreună cu celelalte instituții de aplicare a legii se află în această perioadă în acțiune pentru a respecta, inclusiv pentru a verifica respectarea acestor prevederi igienico-sanitare, pentru că și aceste măsuri au ca și destinație protejarea populației împotriva răspândirii noului tip de coronavirus. Nu urmărim nici în acest punct de vedere sancționarea persoanelor, dorim doar să-i responsabilizăm pe cetățeni să respecte legea, inclusiv în privința acestor măsuri igienico-sanitare. Vorbim aici despre păstrarea distanței fizice, despre portul măștii de protecție acolo unde este obligatoriu, în special în spațiile aglomerate, în spațiile închise. Ne vom concentra aceste acțiuni de control în centrele comerciale, în zonele mai aglomerate, în piețe, târguri, dar și în mijloacele de transport în comun. Comisarul șef Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara, recomandă populației în continuare prudență și respectarea normelor de siguranță sanitară în vigoare pentru evitarea creșterii numărului de infectări cu noul coronavirus. Așadar, urmărim să păstrăm acest nivel de alertă. Chiar dacă incidența este una în scădere, totuși trebuie să fim precauți, să nu ne confruntăm după sărbători cu probleme din punct de vedere sanitar, medical, o creștere a incidenței acestor infectări și, bineînțeles, depinde de fiecare dintre noi să respectăm legislația în vigoare, să ne protejăm pe noi înșine și pe cei din jur, astfel încât să avem, într-adevăr, o perioadă de sărbători liniștite și lipsite de incidente nedorite, inclusiv din punctul de vedere al urgențelor medicale sau sanitare din această perioadă. Prevederile legii 55 din 2020 cu privire la limitarea efectelor pandemiei de COVID-19 se aplică pe perioada stării de alertă, care este în vigoare până în data de 8 ianuarie 2022.